40 de copii ce se pregăteau să plece în drumeție în zona Râușor au fost opriți la timp de către salvamontiști, căci zonele montane din județul Hunedoara au fost sub atenționare de cod roșu de viscol. Vântul a suflat cu rafale ce au depășit și 140 de km pe oră, iar vizibilitatea a fost redusă din cauza zăpezii viscolite. Tot astăzi, salvamontiștii din întreg județul au participat la o pregătire profesională ce a constat într-o simulare de avalanșă, căutarea de victime și transportul acestora în siguranță. De dimineață de azi noapte, de la ora 2, a început viscolul, ninsoare, ceață, vizibilitate foarte redusă, temperaturi scăzute, până la minus 6-7 grade, până la ora 1-2. Au fost câteva informări, câteva telefoane de informare, au fost câteva grupuri care au vrut să iasă la drumeție și am oprit pentru că era viscol și vizibilitate redusă. Era un autocar de 40 de copii. S-a depus o stradă de zăpadă de vreo 10 cm. Na, mare grijă la munte. Zăpada de dedesubt e încă moale. Deocamdată să mai aștepte câteva zile până la stabilizarea și a zăpezii și a temperaturilor. Noi acum suntem în creastă la aproape 2000 de metri la o pregătire profesională cu o simulare de avalanșă. Căutare de victime surprinse de avalanșe, transportul lor până la zona de acces cu alte mijloace motorizate. Sunt echipe din tot județul, Serviciul Județean Salvamont, echipele din Urican, Lupen, Petroșani, Hunedoara, tot ce înseamnă Serviciul Salvamont al județului Hunedoara. Sunt câteva echipe de câte 5-6 salvatori și le-am amestecat tocmai ca să vedem cum lucrează, cum interacționează între ei salvatorii, pentru că procedurile sunt aceleași, trebuie să fie respectate și sunt respectate. Sunt niște exerciții care sunt bune și pentru noi. Bravo, Noa! Bravo, Noa! Unitatea Canina a găsit prima victimă. Unitatea Canina a găsit o victimă. Bravo, super! Bravo! Domnul, sunteți bine?